FC Argeș a reușit a doua victorie în deplasare din actualul sezon, 2-1 cu Juventus București, după un meci foarte disputat și în care albioleții au avut și doi eliminați, Ionescu și Ion Marius. Viorel Dumitrescu a folosit echipa Croitoru, Tudor Negoiță, Ionescu, Valas, Briceag, Răuță, Manole, Cârstoiu, Năstăsie, Ion, Ivănică, Botea și Cârstea. Scorul este deschis de argeșeni prin Cârstea în minutul 28 printr-o foarfecă, dar greul abia atunci a început, mai ales că presiunea gazdelor a început să se facă simțită. Mai mult, în minutul 65, fundașul central Ionescu vede cartonașul roșu pentru o lovitură cu cotul aplicată unui jucător bucureștean. Egalitatea este restabilită de Juventus în minutul 86, iar 4 minute mai târziu este eliminat și mijlocașul Ion Marius. Gazdele au sperat astfel că pe final vor da lovitura, însă golul a aparținut oaspeților, brazilianul Valas înscriind după o pasă primită de la Cârstoiu. FC Argeș ocupă locul al treilea după Bistrița și Timișoara, iar Rover Cârstea e goalgaterul ligii secunde cu 7 goluri marcate. Sâmbătă, albioleții primesc vizita Arieșului Turda, ultima clasată în ierarhie.